Domnul Raducanu, cum s-a văzut din Germania această calificare, până la urmă, en fanfar, de pe locul întâi a Naționalei României? Vorbim acum de ce, cum au văzut nemții sau cum vedem noi românii de aici? Cum l-ați văzut dumneavoastră și cum au văzut și nemții? Că până la urmă nemții ne așteaptă la vară acolo. Da, da. Bine, nu prea s-a scris aici în presă de meciurile echipei naționale, dar eu pur și simplu m-am bucurat foarte mult, mai ales că la astea ultimele două meciuri le-au jucat bine. Chiar dacă la celălalt am avut noroc, un fotbal sărac, dar totuși important e că ne-am calificat după atâția ani la un campionat european și da, de-abia aștept pe băieți să vină în pace să îi văd și eu, să vin la meciuri, să ne bucurăm, să dea Dumnezeu să joace bine, să progreseze foarte mult, pentru că aici îi așteaptă altceva. Da, oricum aveți dreptate să nu scrie nemții prea mult despre noi, la ce probleme au ei. Ei au scris despre ei, despre înfrângerea cu Austria. Exact, da, așa e. Înfrângerile care se leagă la ei și Turcia. Cu, i-a bătut cu Turcia, Japonia. Și cu Turcia înainte. Și cu... N-a schimbat nimic Nagelsmann acolo. N-a avut timp, momentan. E ceva ciudat. Cred că nu înțelegem mai deloc ce se întâmplă, de fapt, pentru că dacă nici nemții n-au calitatea, nu știu ce să mai zic. E ceva care nu funcționează deocamdată, cu toate că ai jucători de valoare. Ar fi ok să cadă România cu Germania în grupă la Euro? De ce nu? V-ar plăcea personal? Bun, n-am jucat foarte bine cu ei, acum vreo câțiva ani, dar n-am jucat cu ei, nu. Mă refer și la momentul actual al Naționalei Germaniei, la faptul că e țară gazdă, adică e o altă... Bine, mai sunt câteva luni până atunci și sunt sigur că se schimbe și aici ceva, sigur. Nu antrenorul, dar se schimbe nu ca jucător, că n-ai, adică au destui, dar zic eu că trebuie să lucreze din nou la mentalitatea lor pe care au avut-o până acum, că sigur că e deranjant. Eu zic că dacă aveau de calificare, ca și ceilalți, nu știu dacă se calificau de data asta, cum joacă. Dar țară organizatoare sunt direct calificați. De fapt, la europeanul ăsta sunt două țări gazdă. Germania și Turcia. Și Turcia. Exact. O să joace acasă. Exact. În Germania. Da. Cu 40.000 de oameni în tribună. Exact. Da, țară organizatoare în Germania, corect. Spuneți-mi și mie, apropo de naționala noastră, vorbeam mai înainte și cu Florentin Petre, ce v-a plăcut la echipă în ultimele două meciuri, cu Israelul și cu Elveția? Ce v-a făcut să simțiți așa altfel vis-a-vis de tricolor și de fotbalul care l-au jucat? Eu cred că Edi a creat acum o atmosferă foarte bună cu băieții ăștia, are, cum să spun, jucători mai cu experiență și jucători tineri. Și da, i-a făcut în așa fel încât să creadă în ei, i-a motivat foarte bine, s-au mobilizat. Ultimele două meciuri, cum am spus, au jucat, chiar au jucat fotbal, s-au creat ocazii, au jucat colectiv, agresiv, au combinat, au ajuns la finalizare. Deci așa cum ne-am închipuit noi, așa cum am fi vrut să joace toate meciurile și dinainte. Da, toată lumea vorbește de grup, dar dumneavoastră ați avut jucători care v-au plăcut în mod deosebit? În primul rând, portarul foarte, foarte bun, care e important că să ai un portar care să-ți câștige meciurile. Dacă ne dădeau la început vreo 4 goluri, veții nu ne supăram, cred. Dar după aia Drăgușin, care e un jucător foarte bun, eu cred că să aibă carieră bună, băiatul ăsta. Pancu pe partea stângă, Ratu pe partea dreaptă, iar un jucător foarte, foarte bun, foarte greu să treci de el, care vine și în atac, face faza de apărare foarte bine. Da, după aia la mijloc ai pe Stanciu, care are experiență mai de mult, l-ai pe Ianis Hagi, care acum și-a revenit după accidentarea care a avut-o. A fost important că a jucat câteva meciuri acolo în Spania și acum la echipa națională. A dat și două goluri, asta e pentru moralul lui foarte, foarte bine. Da, și în față ai acolo, l-ai pe Alibek, care e tot din periculos, e acolo în față, nu? Și... Pușcaș vă place? Altă întrebare.
Pușcaș vă place? Altă întrebare. Nu, altă întrebare. Am înțeles, am înțeles. Drăgușin, domnul Răducanu, Drăgușin e jucător de Premier League, la cum ați văzut și la ce calități are? După cum a jucat în ultimul timp, cred că poate să joace și în Anglia, relaxat. Da, se vorbește de echipe mari și de un preț undeva la 20-30 de milioane. Ar fi un preț foarte mare pentru jucător român. Păi, sigur că, dar într-adevăr a dovedit. E un jucător puternic, un jucător și tânăr, mai ales că e tânăr, dar e un fotbalist foarte bun. O să fie, cred că, o carieră foarte bună în față. Cu ce v-a surprins sau nu v-a surprins Edi Ordănescu ca selecționer? Nu m-a surprins că a fost ales și chiar dacă multe critici, eu chiar am criticat, acum ne-a dat peste nas la toți cu ceea ce a făcut, a calificat echipa României. Până la urmă, rezultatul și performanța rămâne. Este singurul lucru care rămâne în toată această campanie. Dumneavoastră ați mai eu am o relație foarte bună. Adică ne mai scriem, l-am felicitat, i-am scris și de ziua lui, l-am felicitat și pe puiul, pe taicăsul, și mi-a răspuns foarte frumos, sigur că a zis că sunt binevenit oricând la echipă să stau de vorbă cu el, să mâncăm împreună. Deci avem o relație bună. Mi-a plăcut așa, că e un băiat inteligent. Știe să vorbească, are 6-7 ani de acasă, este cu frica lui Dumnezeu. Da, deci eu cred că a făcut ceea ce a făcut bine. Da, a făcut bine, că până la urmă rezultatul rămâne și acest rezultat înseamnă calificare. Spuneți-mi, cu cei din federație, în ce relație ați mai rămas? Eu ok, chiar dacă nu mai sunt chemat, nu mai sunt acolo la comisie. Dar tot așa și cu domnul Burleanu ne-a mai scris acum în ultimul timp cu Mihai, cu Spăchiță și de ziua mea m-au felicitat și eu i-am felicitat acum după meciul astea două. Deci e o relație foarte normală. Deci chiar dacă nu mai sunt chemat, este ok pentru mine, nu iau și acum tragedie. Am văzut că erați supărat la un moment dat sau pur și simplu, nu știu, puțin indispus de faptul că s-a rupt sau vedeați altfel această relație care ați avut-o cu federația? Da, bineînțeles, am fost așa puțin trist, că venisem cu un gând bun, am vrut să, într-adevăr, să fac ceva acolo la nivel de copii și juniori și ca la loturile naționale, dar, na, ce să zic, asta a fost. Eu nu sunt ranchinos, nu sunt ranchinos, e ok. Am înțeles. Mergeți, deci, anul viitor la meciurile naționale României în Germania, la Euro. Da, da. Sper să se joace și aici la Dortmund. Dacă nu, dacă sunt aici în apropiere la Gelsenkirchen, dar sunt 20 de kilometri, sau Düsseldorf, nicio problemă, Köln, toate sunt apropiere, pot să mă duc. Normal. Ei, o să cădem la Leipzig, îți spun eu, ca să faci 500, ca să faci 500, 600. Da, da. Da. O să fac și pe asta, dar chiar dacă și la Hamburg poate fie, dar nu, nicio problemă.